Salutare, dragi prieteni! După 8 ore de mers cu bacul, Iștad, Zvinoușe, Polonia, a venit momentul să ne dăm și noi jos de pe bac. 7.09, a plecat la 10.30 noapte și acum urmează să ne dăm jos. Ok. Acolo este vama Poloniei. În câteva momente vom trece pe lângă. Asta e vaporul care l-am luat noi. Și asta a ajuns cu jumătate de oră mai devreme. Iată, ne-a ajuns și la vama cu Polonia. Pe aici este intrarea. Din port în Zvinoușe. Deseori mai sunt aici câțiva polițai care stau la control cu fiul ăla, nu și de data asta. Acum că am ieșit din port, mergem să căutăm o casă de schimb valutar, schimbăm ceva bani, banii lor, sloți, la fel ca și ai noștri. Ei, după mergem să alimentăm și ne punem la drum. Pentru cei care traversează prima dată Iștad, Zvinoușe, Polonia, și vreți să ajungeți la o casă de schimb valutar, faceți imediat stânga după ce ieșiți din port, exact cum fac și eu acum. Imediat la 1100 de metri și pe stânga și pe dreapta va fi o casă de schimb valutar. Se vede foarte bine și aici și aici.
și ne băgăm să schimbăm bani, apoi mergem să alimentăm. Da, și după cum se vede, am schimbat câțiva bănuți. Așa arată banii lor. Acum că am plecat de la schimbul valutar, mergem să ne alimentăm mașinuțele. Ne punem în mișcare, ușor, ușor, așa. Coborăm spre Cehia, Slovacia, Ungaria, România. După aceea ați plecat de la schimbul valutar, imediat pe stânga, mai multe pecuri. Eu de regulă alimentez la ăsta, primul. Ăsta. O, puțin aglomerat. 5,09 motorina, adică 5 lei și 10 bani. Auto promocja. Reklama. Najkorzystniejsza oferta to taka korzystna od początku do końca. Z Volkswagenem zaczynasz od rabatu nawet do 22 tysięcy. A potem oszczędzasz na paliwie i na przeglądach. Korzystasz też przy sprzedaży, bo Volkswagen dobrze trzyma swoją wartość. Nowy Volkswagen z rocznika 2018 z rabatem do 22 tysięcy. Zaprasza Volkswagen Krotowski Cichy. Szczecin, ulica Południowa 6. www.vwszczecin.pl. Volkswagen. Najkorzystniej od początku do końca. Volkswagen. Razem z nami zrealizujcie marzenia. 20 lat po ostatnim medalu Mistrzostw Polski Szczecińskich Żarkarzy Stocznia Szczecin obrała kurs po największe trofea. Cam așa arată drumul de polonezilor. Nu suntem pe Germania, suntem pe Polonia. Iar se circulă foarte bine. Au drumul foarte, foarte bun. Zelena Gora. O să intrăm în Cehia pe la Ostrava, care ați mai folosit această intrare, puteți să știți. E drumul care duce spre Katowice. Katowice, acolo avem bariere cu taxe. O taxă de pod a Poloniei, vreo 16 polonezi, 16 lei, cam așa. O să plătim, o să vă arăt eu mai încolo. Acolo este un orășel unde apare și statuia lui Dumnezeu, ceva de genul. Vedeți acolo pe oprotitorul acestui orășel, să zic.
continuăm să înaintăm. Când ajung la bariere, vă voi arăta cum intrăm și cum vom ieși. Mare ploaie ce s-a pus. Așa, ca un sfat, mare grijă cu BMW-urile pe udeală. Foarte periculoase, tracțiunea spate chiar e foarte periculoasă. Chiar dacă mașina are sisteme, degeaba le are pe udeală, tracțiunea spate. Mergi cu 30-40 de km mai încet și 100% nu vei mai avea probleme. Continuăm drumul, dăm înainte. Urmează câteva drumuri naționale, 200-300 de km, cam așa urmează drum național. Ne apropiem de primele bariere. Aici o să oprim să luăm tichetul, iar când ieșim avem să plătim cât mergem. O Scania frumoasă americană. Aici, la intrare, unde luăm tichetul, putem să ne băgăm pe ambele părți. Și acolo unde scrie Viațol, chiar dacă este de camioane, acolo putem să luăm tichetul. Doar că la ieșire să ne încadrăm doar pe benzile semnalizate doar cu verde și atât, nu Viațol. Viațol doar dacă luăm acel... telepas, cum se spune. Treaba e simplă, apăsăm, nici nu mai e nevoie să apăsăm, că ne-a dat tichetul direct. Mare grijă unde îl puneți. Asta e tichetul. Și dăm înainte. Avem autostradă 170-180 până la ieșire. Acolo la ieșire vom plăti undeva la 16-20 de sloți. Iată-ne că am ajuns și la bariera de trecere unde trebuie să plătim taxa de autostradă. Avem bănuții de plată. Hello.
Trzeba się dołożyć. Thank you very much, guys. Am plătit și autostrada. Și acum dăm înainte să intrăm în Cehia. În 20-30 de kilometri aproximativ. O să ținem aici ieșirea către Ostrava pentru toți cei care veți urma acel drum. Țineți Ostrava în dreapta. Eu am fost Dan Cristian pentru voi. O să urmeze și alte alte țări care le traversez, cum traversez, de unde cumpăr o vinetă, unde schimb bani, urmează. Așa că stați aproape, dați un like, un subscribe și vă las cu bine.